Cornelia, uită-te ce femeie ai lângă tine. Au devenit celebri după ce și-au testat relația la Insula Iubirii, dar testul suprem abia acum vine. Urmează să devină părinți. Iustina și Cornel ne-au oferit un interviu împreună și aflăm cum stau cu pregătirile pentru cel mai emoționant moment din viața lor, atunci când își vor strânge bebelușul în brațe. După ce au făcut furori în acest sezon la Insula Iubirii, acum Iustina și Cornel așteaptă marele eveniment din viața lor, nașterea bebelușului. Nu mai este mult până când vor deveni părinți, iar aceștia au mărturisit că sunt emoționați și că abia așteaptă să-și cunoască fetița. Da, suntem în așteptarea bebelușului, nu mai am răbdare, vreau să nasc cât mai repede. Cornel, cum ești tu? Nu sunt bine, mai bine decât cred. Ok. Mă bucur de momentele astea, de nou bun venit în familie, e bine. Cam o lună și puțin a mai rămas, nu știu exact termenul când voi naște, dar știu că mai e foarte puțin și încă nu sunt pregătită. Nu i-am făcut nici camera copilului încă. Cum îi naște, prin cezariană, natural? Cezariană. Cei doi vor fi părinți de fetiță, iar Iustina spune că va fi o mămică extrem de protectivă. Da, clar, o să o iubesc pe fiica mea mai mult decât o iubesc pe Cornel. Da, o să-mi dau viața pentru fata mea. Iustina și Cornel se pregătesc de botez și ne-au mărturisit ce au de gând să facă. Da, cred că și botezul va fi la fel de mare, da. Cu siguranță va fi la fel de mare. Și va fi organizat, cred că tot acolo a fost și nunta, pentru că vrem să fie parte din familie și o să vină și mulți cunoscuți.